Sedusă și abandonată, așa ar putea fi descrisă situația de la stația depurare din comuna Baciu, ale cărei lucrări au demarat în urmă cu mai bine de 2 luni. Atunci, echipa INSEEN a filmat demararea lucrărilor, care se anunțau a fi de amploare la una dintre cele mai performante stații de acest fel din județul Cluj. Între timp, lucrările au încetinit, iar de câteva săptămâni nu se mai întâmplă nimic. Lucrarea pe jumătate terminată a distrus drumul de acces spre blocurile noi construite, iar craterul șantier le reamintește zilnic locatarilor că locuiesc într-o țară în care puține lucruri sunt duse la bun sfârșit cu adevărat. Teoretic, noua stație de epurare ar trebui să evite deversarea apelor pluviale în sistemul public de canalizare, astfel încât să nu refuleze la ploi și să creeze probleme locatarilor. Investiția se ridică la peste o jumătate de milion de euro și ar fi fost suportată în totalitate de către dezvoltatorul imobiliar. În timp ce filmam lucrările abandonate, ca printr-un miracol, dăm nas în nas cu dezvoltatorii veniți la fața locului ca să vadă progresul, sau mai degrabă, regresul lucrărilor. Aceștia susțin că lucrările s-au oprit din lipsă de personal, adică le-au plecat muncitorii. Aveți cumva legătură cu acest șantier? Da. Ne spuneți de ce s-au oprit lucrările? Oare ce se întâmplă? Nu s-au oprit deloc. Păi văd că nu lucrează nimeni. Păi trebuie făcut zi de sprijin. Și ca să fie zi de sprijin trebuie să fie muncitori. Și ca să fie muncitori, mă duceți la guvern să vedeți de ce nu sunt oameni. Atunci de ce le-ați început? Ați distrus un drum, ați încurcat circulația dacă nu vă puteți ține cuvânt și finaliza lucrările? Păi da, le finalizăm. Da, dar nu într-un termen rezonabil. Ați distrus aici, ați încurcat traficul. Care e termenul rezonabil pentru noastră? Nu aveți un termen pentru această lucrare. Rezonabil. Spuneți rezonabil. Ce înseamnă rezonabil? Deci îmi spuneți că ați făcut jumătate de lucrare și nu mai găsiți muncitor sau cum? Găsim muncitor, dar muncitorii vin când pot. Nu când vrem noi, că și eu mâine aș vrea să fie gata tot. Mâine, dacă dumneavoastră, uite-te, vă dau 100.000 de euro, rezolvați până mâine? Muncitorii vin când pot și tot când se va putea, se va termina și lucrarea. Cam asta este concluzia unei întâlniri cu un dezvoltator imobiliar clujan. Dezvoltatorii imobiliari susțin că vor termina lucrarea, deși nu e sigur când și cum. Văd că nu vreți să înțelegeți că e clar că nu funcționează ce ați făcut aici. Ați făcut un haos și ați lăsat aici un dezastru. Uitați ce ați făcut. Nu s-a lăsat niciun dezastru, domnule. Ba da, uitați-vă. Uitați-vă. Ce s-a făcut? Uitați-vă ce ați lăsat. Ați lăsat o groapă uriașă, neterminată. O lucrare pe jumătate făcută. Ok, hai să spun ceva. Nu încerca să faci cu mine chestiuni de astea de științifico-fantastică, că nu mi-a... Dar nu e nimic științifico-fantastic, okay. E în fața noastră. Ok, aia de că e în fața, se va termina. Se va termina. Anul ăsta? Anul viitor? Da, anul ăsta, în 2 săptămâni se termină. Mai mult încurcați în promisiuni decât lămuriți, luăm legătura cu compania de apă Someș, cei care le-au dat avizul pentru demararea lucrărilor. Însă, aici, surpriza. Deși este un contract de utilitate publică, reprezentanții instituției nu vor să pună la dispoziția publicului o copie a termenilor și condițiilor în care ar trebui să se desfășoare această lucrare. Putem să consultăm acest aviz pe care l-ați emis special pentru această lucrare? Se poate el consulta? Se poate consulta acest aviz cu acordul beneficiarului. Dar totuși, fiind o lucrare de interes public, de ce dumneavoastră nu îl puteți pune la dispoziția opiniei publice? Îl putem pune la dispoziția opiniei publice cu acordul beneficiarului căruia îi se adresează explicit acest aviz. Și primăria din Baciu știe de problema acestei stații, dar primarul susține că mai mult decât să le pună în vedere să termine lucrarea, nu prea are ce să facă. După montarea separatorului, care trebuia să fie gata de aproximativ 2 săptămâni, chiar ieri am avut o discuție cu unul dintre dezvoltatori care mi-a promis că timp de 2 săptămâni va fi gata partea de asfalt. Reclamații de la cetățenii din zonă, știți că sunt nemulțumiți? Nenumărate reclamații am primit, sigur că da, nu putem face valului răspunsurilor pe care trebuie să-l dăm viteza cu care ne-au intrat reclamațiile. Din punct de vedere legal, ce puteți face dacă dezvoltatorul în cele 2 săptămâni pe care i le-ați acordat nu își îndeplinește sarcinile? Ce poate primăria face în acest caz? În afară să dea amendă, nu poate să facă nimic. În timp ce dezvoltatorul imobiliar susține că nu are suficientă forță de muncă pentru a termina acest proiect, primăria Baciu se delimitează de responsabilitatea legală pentru a le impune un termen limită de finalizare a lucrării. În tot acest timp, locuitorii din comuna Baciu au de suferit zi de zi. Nu mi-a anunțat nimeni nimic și da, ne încurcă foarte tare că dimineața oricum e dezastru zona asta, că e singura ieșire la principală de la toate blocurile și... dimineața e foarte greu aici și se formează și acolo o groapă foarte mare care îți intră mașina pur și simplu.
Dar știți pentru ce este acest proiect? Nu știu, nu ne-a anunțat nimeni. Comuna Clujană-Baciu este una dintre zonele care se dezvoltă imobiliar cel mai rapid din zona metropolitană Cluj-Napoca, cu zeci de blocuri noi ridicate anual și sute de familii în căutarea unei locuințe noi la un preț acceptabil.